pare bine, Robert. Cătălin, îmi pare bine. Și ce spui că ai făcut? Poți zicea culcat, ai făcut-o culcat? Da. Ia, spune-i culcat. Corp, culcat. Corp, nu, culcat. Nu, nu, nu. Culcat. Acum e nervos. Ia, citează. Culcat. Culcat. Mamă, nu mai ascultă nimic. Nu. Fui, fui. Culcat. Culcat, nu. Nu-i voie culcat. Ah, bravo. Gata. Gata. Fui. Nu. Hai cu el încoace. Hai, treci cu el așa. Pas. Pas. Foarte nesigur cățelușul tău. Nu. Pas. Nu. Nu. Pas. Ok. Bun, avem o problemă cu podul, ca să spui. Da? Va trebui să duci să-i pui podul, să-l pui. Ce spune podul, ca să-l pui? Da? Și strânge eu mai bine. Calcă, ia-ți lesa ta în mână. Ia-ți lesa ta în mână, bun. E ok. E ok ce face. Îi pui bodnița. Și o pui mai bine, da? Mai strânsă și mai și în spate acolo mai bine pus. Ia-ți lesa ta în mână. Ia-ți lesa ta în mână. Așa. Ține de lesa ta. Gata, fii liniștit. Pe loc. Și îl vei duce tu un pic de ham încoace, da? Îl trag în coace. Da, mergi cu hamul. Nu face? Așa, 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 așa. Foarte bine, du-l de ham. Mergi, 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 mergi. Mergi și mergi încolo. Mergi încolo, mergi încolo. Bun, și o să mergi în stânga, da? Pe străduță. Te duci înainte.
liniștit, vom face transferul către zgardă progresiv. Pentru că el e obișnuit cu hamul, circulă în ham, dar dacă e direct pus pe zgardă, îl ia panica. Oricum îți trebuia o bodință fixă, nu de asta pe care o poate sfâșia cu ghearele. Nu, una metalică sau dintr-un plastic. Aia care acoperă botul cu totul. Da, care are grilaj. Mergem mai departe. Hai, merge. Nu-i nimic, mergem mai departe. Eu îl ignor. Da? Îl obișnim cu tensiunea asta în lesa retractabilă. Da? Ușor, ușor lărgește din strânsoarea de la mână de acolo. Așa. Bun. Cât, ce vrei să spunei, care? Un an și două luni. Un an și două luni, da. Înseamnă că a intrat în faza de maturizare și l-a cunoscut doar un tip de contact fizic, să zic așa, hamul și lesa. Nu-i nimic, eu mă dau în partea asta. Da? Nu-i nicio problemă. Mergi mai departe. Da? Mergi mai departe. Ha. Foarte bine, eu merg pe partea aia. Țină-l liniștit. Da? Hai, nu-i nimic. Bun. Așa, bun. Exact. Și mergi. Mergi liniștit așa. Lasă-l că se va obișnui. Continuă. Așa. Rămân un pic mai în spate, da? Eu mai în spate? Nu, eu rămân un pic mai în spate. Tocmai să se... Da? Hai, continuă mers. Vezi că de greu îi ghidezi tot corpul în loc să îi ghidezi doar capul? Prin intermediul hamului. Asta este. Mergi ușor să se stabilizeze, îl ghidezi finuț. Foarte bine, îl obișnuim. Lesa de 10 metri. Lesa asta îi va da la un moment dat posibilitatea să se replieze, după care să revină, după care să mai meargă un pic, iar să se replieze. Adică să ia un pic de distanță, să se orienteze, mergem stânga, da? Da. Bun. Bun. Continuă. Pe el de asemenea îl influențează, pentru că nu este obișnuit și nimeni nu l-a ajutat să înțeleagă ce se întâmplă și care este perspectiva în urma contactului cu anumiți stimuli, inclusiv acesta tactil, și atunci singura reacție este din teamă să se lupte. Sunt trei reacții la stres. Atunci când nu înțeleg un fenomen, rămâi pe loc. Da? Fight, flight sau freeze. Corect? Ai auzit de... Da. Bun. El acum se luptă. Da? Nu știe să rezolve cu răbdare anumite situații. Încearcă să le rezolve luptându-se din stres, din teamă, da? El trebuie să învețe, dar trebuie desensibilizat un pic la anumit stimul și atunci facem trecerea asta intermediară de la stimul tactil ham, care este familiar, la stimulul tactil zgardă, care este nefamiliar. Le peruim, cum se spune la telefonie când faci pairing, da? Și îl facem să se familiarizeze și cu stimulul tactil zgardă. Okay. Pentru că pe acest stimul te bazezi la un moment dat să poți să îl controlezi. Să poți să-l ajuți să înțeleagă că mutându-și privirea de la ceva la care se uită în mod excesiv, se rezolvă situația. Nu trebuie să fixeze cu privirea, nu trebuie să fie reactiv ca să se rezolve. El așa a înțeles că se rezolvă. Omul apare, el reacționează. Omul pleacă și el are impresia că așa se rezolvă, deci e clar că doar asta trebuie să fac. Și nu e cazul. El nu știe că nu e cazul, că mintea lui este la nivelul unui, de înțelegere a unui copil de până la 2 ani, așa că tu trebuie să-i arăți într-un fel. Și nu poți să comunici cum vorbim noi în limbaj articulat, ci pe limba lui, prin tactil. Da? Dar ca să ai mijloacele, mânerele de care să te apuci, să poți să-i comunici ceea ce vrei, este necesar să implementeze aceste mânere și în cazul ăsta este zgarda și lesa. Da, hai să mergem încolo.
Bun, lărgește un pic lesa, o țin mână, dar așa, și continuă. Foarte bine. Bun, continuă. Liniștit. Tensiunea asta naturală din arcul lesei retractabile, el o resimte și se va obișnui ușor, ușor cu ea, da? Ca să poți să ții, uite, la modul cel mai natural. Uite o cățelușă avem. Uite, surpriză, surpriză, nimic, mută-ți lesa discret. Pe partea asta, continuă mersul drept. Nimic, continuă mersul drept, te duci și vreau să vin apoi un pic, către cățelușa asta, mergi. Du-te, 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 du-te. Da? Vezi, reacțiile lui provoacă inclusiv reacțiile celorlalți. Hai și înapoi. Da? Ține-le sa lărguță. Lasă-l să se... Să funcționeze. Îl facem funcțional în prezența acestui stimul tactil. Okay. Da? Da. Stai sensul momentului. Lasă-le sa pe jos un pic. Te duci. Mergi. Mergi mai departe. Du-te. Așa, tot. Foarte bine. A luat contact cu tine. Ești elementul familiar din viața lui. Și... ține aproape tocmai să se... Nu o să faci nimic dacă are reacție, că aici e un câine cu care se va... Lasă-l, ia mâna de acolo. Lasă-l în pace. Lasă-l în pace, continuă. Continuă. Da? Nu-ți bate capul, continuă. Lăsăm să se manifeste cât mai natural în lesa și zgarda asta, în așa fel încât să avem de unde tempera după aceea. Da? Nu-ți bați capul, nu te agiți, e oricum în lesă. Deci orice ar fi, poate fi oprit oricând. Da? Oprește-te înțel. Așa, lasă-l să se ducă. La un dat se întoarce la tine, îl mângâi, vorbești cu el, bravo. Da? Perfect. Vezi? Odată ce a venit la tine, lesa se lărgește pentru că îi creezi o buclă asta, da? Ok? Din acest buton. Ok? Bun, și acum pleci mai departe. Te duci. Așa. Exact. Foarte bine. Nicio problemă. Lesa-l mai atinge pe spate, îl mai atinge la zgardă, la gât, da? Îl mai atinge pe la picioare. Ușor, ușor, avându-te pe tine ca liant între stimulul necunoscut sau cu care tocmai este în proces de familiarizare, lesa și zgarda la nivelul gâtului, și tine... Da? Și ce se întâmplă? Ești tu. Tu ești cel care îl susțin în momentul de față. Ești singurul susținător al lui. Și se bazează pe asta. Da? E singurul element familiar din mediul ăsta. Nu are pe cine se bazeze acum. Tocmai de aceea asociem senzația, confortul psihologic pe care îl resimte stând lângă tine. Da? De nevoie. Deocamdată și stimulul tactil pe care îl resimte și care în mod normal i-ar crea disconfort pentru că nu-l cunoaște și s-ar panica, i-ar crea o stare de disconfort, da? Dar pentru că asociem acest stimul cu contactul cu tine și cu proximitatea ta unde resimte un pic de confort, atunci și lesa va fi asociată corect. Vreau să ții asta și te duci, mergi, doar ții de ea. Atâta faci, da? Ții de ea, perfect. Nu bloca, du-te. Deci nu blochezi, da? Continui doar să mergi. El se va raporta la tine, tu îl mângâi la fel. Dă-te un pic înapoi, fără să tragi. Fă pași înapoi. Vino. Așa, pași înapoi. Să vine la tine și îl mângâi la fel. În maniera în care l-ai mângâia mai devreme, da. Rămâi pe loc, că vine la tine. Dă-te înapoi, vreau să te dai înapoi. Așa, stă jos acolo. Așa, vine la tine, îl mângâi. Așa. Îți muți doar lesa de acolo. Lasă-l să ducă, nu-i problemă. Ridică-te și dă-te un pic înapoi. Du-te spre zona aia de... Du-te. Vorbești cu el. Așa, stai drept și lasă-l să vină să îl poți mângâia acolo. Mângâi el. E ok. Bun, și acum pleci tu de lângă el încolo. Te duci, laudă-l un pic, oprește-te și mângâie-l din nou. Bravo. Rămâi pe el, nu-l bloca.
Lasă-l să ducă și revine lângă tine din nevoie. Da? Lasă-l să miroasă, să vadă despre ce e vorba. Lasă-l să ducă, nu faci absolut nimic, da? Bun. Și vină încoace. Vino, 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 atât. Rămâi pe loc, vine aproape de tine, îl mângâi. Așa, nimic altceva nu face. Resimte confortul la nivel psihologic, fiind în proximitatea ta și pe atingerea ta care este familiară și în care totuși are o doză de încredere, pentru că e obișnuit cu ea de când era mic, da? Și atunci, inevitabil, ceea ce simte din punct de vedere al zgârzii la gât, la nivel tactil, este asociat cu senzația plăcută, tot la nivel tactil, pe care o produci tu cu mângâierea. Are sens pentru tine? Foarte mult. Bun, acum pleci mai departe și te duci în stânga, pe lângă gar, pe stradă acolo, da? Te duci. Bun. Continui, liniștit. Între timp poți să vorbești discret cu el, da, băiat? Bravo, băiat, așa. În formatul ăsta și continui mersul, nu-ți bate cap pe stradă, da? Pe trotuar. Și vorbești discret, îl petreci cu vocea, sunetul tău, vocii tale are totuși o conotație pozitivă, rămâi un pic pe loc, lasă-l să ducă. Are o conotație pozitivă și petrecându-l cu vocea, îl liniștești în regim de mișcare, da? Bun. Te dai un pas, doi înapoi. Atât. Rămâi acolo. Bun. Bun. Foarte bine. Așa, vorbești discret cu el. La un dat o să vină spre tine, se lipește de tine și în momentul acela vorbești cu el din nou și îl mângâi. Da? Îți resimte din nou acea atingere, ok? Asta e ideea. Observi cât de predictibil e comportamentul? Da? Și acum pleci tu liniștit încolo. Treci pe lângă el și te duci. Perfect. Așa, mută-ți doar lesa din partea, dintr-o mână în alta, așa. Continui. Bun, și vreau să traversezi o diagonală pe partea aia, du-te, te duci, fără să tragi, fără nimic, că vine el după tine, mașina o să oprească dacă e cazul. Te duci. Bun. Perfect. Continui mersul. Bun. Acum pleci de lângă el înapoi. Mult, mult, doar te ții de mână. Nu, încolo, 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 încolo. Linie dreaptă. Se poate să vină după tine. Laudă-ți băiatul. Te oprești un pic. Mângâi el pe băiat, așa. Exact asocierea aceea. Tu ești punctul de stație unde se refugiază, da? Rămâne singur, în ghilimele vorbind, rămâne singur pe lume acolo la distanță, vede că are posibilitatea să se retragă în zona de confort, în proximitatea ta. Cu atât mai mult să resimtă aceste atingeri care au o conotație pozitivă. Pleci mai departe, îl părăsești tu primul întotdeauna și el te va urma, da? Perfect. Puteai să faci asta fără să ai lesa asta? Și să ai pe aia de un metru jumate? Asta mea roșie? Da. În niciun caz. Observi? Da. Diferența? Bun. Și nu observi libertatea lui, îi calmează libertatea lui. Exact. Și totodată are posibilitatea să decidă un pic și pentru el, în folosul lui, da? Ceea ce înseamnă că luând decizii și luându-și feedback-uri pozitive, începe procesul de adaptare prin deciziile pe care le ia. Acum vreau să mergem încoace. Așa, lasă să se ducă unde vrea el, da? Te duci, te duci, continui. Așa, liniștit. El se poate replia în față dacă vrea, da? În general, punctele de stație pe care le alegi când te îndepărtezi de el să fie în zona de umbră. Da? Uite, de exemplu, acum te duci, te duci, te duci, te duci, te duci, lasă-l să iasă în soare, tu vin înapoi. Nu nimic? Nu mai veni înapoi, lasă-l să ducă și rămâi pe loc, așa. Exact. Lasă-l să vină, mângâie-l acolo ca veni la tine. Vorbești cu el, bravo. Bun. Ce a făcut? L-ai blocat un pic și alegerea lui a fost să vină înapoi, ceea ce merită subliniat în formatul ăsta, da? În loc să se panicheze, să se zbată acolo la capătul lesei, a ales să vină în punctul de stație. A fost excelent. Acum pleci de lângă el pur și simplu încolo
îți muți lesa prin spate foarte bine, vezi? E un pic de tehnică și în manevrarea acelei lese, da? Și o faci gentle, așa cum o faci tu acum, ca el să fie cât mai liniștit și să nu aibă parte de bruscări. Să-i scoți lesa ta aia de la ham. Eu ții cu tine, da? Bun. Și pleci liniștit mai departe, pe lângă el, treci și te duci. Bun. Exact. Te duci iar puțin în soare și după aia te retragi, acum. Te retragi, vino. Vino, vorbești cu el. Așa, atât, nu te apropia de mine, că nu o să mai vină la tine, da? Așa, îl mângâi frumos, vorbești cu el. Exact, senzații plăcute pe tot corpul, exact cum faci acum, bravo ție, asta e o mângâiere de calitate. Pleci pe lângă el și pleci înainte, liniștit. Perfect, și vorbești cu el când te urmează, mută-ți lesa. Bun, pot să vin apoi. Așa. Vin umbră. Rămâi pe loc, îl mângâi. Tu ai mașina cu tine? Da. Hai, urcă-l în mașină. Astfel să urci, desfaci doar lesa retractabilă. Carabina de la lesă, pe aia o lași la gât, da? Pe cealaltă. Atât. Și închizi mașina, așa e. Hai, vină încoace. Să vorbim un pic. Ce zici? Ce să zic? A fost bine, e bine. Se vede din start. Se pare că are sens lesa asta? Mult mai mult sens, da. Mai ales din cauza libertății lui. Îl simt la cum se mișcă, încearcă, testează puțin teritoriul, se întoarce înapoi mult mai ușor. Asta era mult mai fixă și... Se simțea într-adevăr cumva... Ce concluzie ai tras tu fiind în lesa asta scurtă? Că se simte încolțit. Exact, da. Și este din această reacție de stres că e încolțit și nu se poate panichează. Se panichează și intră în fight. Da. Reacția la stres. El trebuie să învețe să se replieze, să aibă răbdare, să accepte că nu e pus în dificultate de către tine și uite că a trecut și pe lângă un trecător fără să aibă nicio problemă. Da? Bun. Asta a fost evaluarea. Rămâne de aici să construiești. Okay. Da? Pentru că sunt pași de urmat. Da. Da, nu păi e... aș schimba echipamentul și azi dacă am. Poți să te duci la MaxiPet și okay, să cauți. Perfect. Chiar stau aproape de MaxiPet. S-ar putea să găsești chiar de asta de 10 metri potrivită pentru el. Da? Știam că aveau de 8. Lesă da, flex. Da. Sau de 8. E bine oricum. Și de 8. E bine da. Și de 8. Perfect. Cu 2 metri în plus contează, okay. Da? E foarte important. Să îl conduci în zgardă. Și ușor, ușor din zgardă asta începi. Se va începe prin ședințe de dresaj, obișnuirea cu anumite sugestii. Către stânga, către dreapta, oprire, către sus, către jos și el să le interpreteze fără să se panicheze, să accepte ghidajul. Okay. Da? Da. Bine. Foarte bine. Aceasta a fost evaluarea noastră și rămâne să ne vedem aici pe canal, să comentăm despre impresiile pe care ni le-ați dat după ce ați vizionat acest clip. Orice evaluare contează, abordarea contează și instrumentele contează. Ca atare, vă rog să comentați și să vă spuneți inclusiv povestea voastră. La revedere!